Ai greșit dansul, puișor. Da. Da. Scuză-mă că te întreb, dar cine face dansurile astea complicate așa? Eu. Bun. Și atunci de ce nimeni în afară de tine nu greșește? Pentru că eu stau și mă uit și nu repet. Morala, repetiția este mama învățăturii. O să ne obișnuim cu toții la un moment dat cu anumite lucruri. Da. Cât îmi dai să nu spun ce mi-ai făcut în spatele ușilor? Salariu pe luna asta. Și al meu și al prietenei mele. Ce îmi dai să nu-i spun prietenei tale? Salariul ei. Mihai obișnuiește să mă bată. Rar. Da. Adică... în trecere așa, ștau! Și acum a zis că a slăbit și că ar fi bine să mă răscumpere, ca să zic așa. Da, n-am știut că dau de oase. Eu de obicei când mă bate el, asta că nu se bucura la piciorul, ceea ce este altă discuție, este ceva îngrozitor, credeți-mă, este rapid și dureros. M-am pregătit că de obicei dă una, și se bucură toată ziua. Și am zis, bă, dacă seara cu atâta poate. Să aibă și un motiv de bucurie. Atâta știe el, știți? Și am stat. Greșit, pentru că l-a bătut darabana. Aoleu! Astfel încât să nu vă supărați pe mine dacă azi mă doare în de suflet. Unde nu poate să te apuce nimeni. Poate, da. Am văzut eu la televizor ieri că se poate. Da, dar nu era, nu ți aparținea ție. Aparținea cuiva care și l-a expus oarecum. Oarecum. Hai să nu fim rele și să nu ne dedăm la bârfe. Doamne, să nu ne dedăm. Că nu e bârfă, a fost în văzul lumii, ce bârfă. Da, plus că în acest mod simplu facem frumoasă legătură cu emisiunea plus la televizor. Plus că arăta și bine, acum pe bune, arăta bine, aș fi vrut și eu să posed. Mic, așa. Aș fi vrut astăzi să vorbim, dacă s-ar fi putut, despre cuvintele pe care le-am învățat de la tânțelul de-a lungul anilor. Știți foarte bine că știrul o logește porcul. Asta v-am învățat de pe vremea protelăului. Și ce nu ți-am arătat știrul cum arată? Vai de mine, am fost, mi-a arătat știrul. Dacă dai știri la porc, o logește. Eu nu am porc. Nu mai am, am avut, dar nu mai am. Și n-am avut nici eu nu mai am porc, am avut și eu și-a plecat. Nu. Nu știu și ce vreau să fac. Și... deci știrul o logește porcul și la un moment dat îmi spune: bă, zice, ce ai slăbit, am clămbit. Am clămbit înseamnă m-am minunat. Nu m-am clămbit, nu m-am cablit. Deci nu-i dați idei, vă rog. Bine, aș fi putut, m-am delit. Dar nu, m-am clămbit. Sau îmi spune altă dată: fată, ce veste îmi dai, zice, m-ai lovit în colivă. Dacă cineva pleacă de la tânțelul și nu-i spune la revedere, zice: hei, hei, unde pleci așa ca de la moară frântă? Păi nu e așa? Moara frântă? Nu știu, mama... Deci mama m-a învățat. Deci plec așa ca de la o moară frântă? Nu mă pune să explică, nu știu. Dar etimologic, clămbeala, de unde ți se trage? Păi, nu știu, am auzit-o pe undeva. Eu am prost obicei să ascult ce se întâmplă în jurul meu. Știi, și am auzit pe cineva: băi, zice, când l-am văzut, am clămbit. Am încercat să înțeleg ce zice. Adică, cam care era contextul, să nu mă fac chiar de râs definitiv. Mi-am adus aminte ceva, porcul meu era ceacâr. Știi ce era ceacâr? Vă jur. Deci eu am avut un porc ceacâr. De mult. Nu era al meu neapărat, era al comunității. Fiecare comunitate există câte un porc. Sigur, în fiecare comunitate există câte un bou. Dar porcul meu era ceacâr. Avea un ochi de un fel și unul de un fel. Cine a mai văzut un porc ceacâr? Mulțumesc foarte mult, ai dreptate, acolo din balet. David Bowie. Care este atât ceacâr cât și Bowie. Începând de astăzi vom face emisiuni de sufragete. Emisiuni adresate... Da, să mă faci. Adresate femeilor nefericite. Stai, mă, cine a zis că suntem nefericite? Dar cine te-am adresat? Ție? Cu tine fac emisiune. Oare cum mă adresez? Pentru că rata divorțurilor în București este de 52%. Ce înțelegem noi de aici? Că mai multă lume divorțează decât se căsătorește. Și se căsătoresc în draci. Nu știu dacă sâmbătă seara să ieși să mănânci undeva, mai bine mănânci tiri liniștit în casa ta. Se căsătoresc dovlecei, vorba lui Udrea, pe unde te întoși, pe unde te sucești. Și stau câte 3 zile la coadă să se programeze? Da, frate.
După care, bine vorba nu sfârșea și dezvărțează. Că n-a știut că avea fisură. N-am știut care... De unde era să știu? Are un defect ascuns, așa se numește. La casă e câte o fisură. Când l-a luat, nu l-a luat, nu l-a căutat. Hai să vedem dacă... Nu, l-a luat femeia, l-a luat pachet. Păi nu l-a luat ea neapărat pe el, că nu e valiză. Hai că în ultima vreme luat... cam cer tu, că el... Știi? Aoleu! Da! Ideea e că divorțează lumea pe capătă. După cum ați observat, că doar nu vă spun un secret ce Dumnezeu scrie pe toți pereți. Așteptăm SMS-urile dumneavoastră legate de divorțuri și alte evenimente importante din viață la 1228. Deci... Am început cu deci? Bun. Hai că progresăm, ce ai? Bravo! E, ce e asta? E conjuncție consecutivă, deci merge. Deci să încep cu deci... consecutiva, trebuie să consecuteze la ceva. Până acum zic? Vorbire, în ce am intrat acum platou, deci... Și-a, mai am decât atâta de spus, așa. Atâta decât detailat. Așa. Iubesc cuvântul detailat, care nu există, este detaliat. Dar toată lumea în România zice detailat. Asta este. E o țară de... Bravo! Aliterați. Vorbim despre divorțuri vesele, divorțuri frumoase, divorțuri cu dar. Divorțuri cu dar mai bine nu se întâmplau, desigur. Ce credeți? Vom vorbi cu domnul avocat Cătălin Dancu, care o să ne spună din practică cum e cu treaba, cine cere divorțul, cine îl dă, că de obicei. Eu am înțeles că mai mult femeile, pentru că ea și el când divorțează, el îi spune, ei, du-te mă tu și pagă divorț, ca să nu creadă lumea că a fost o măgară. Așa zice lumea că tu ai luat inițiativa, că ți-ai luat așa în propriile mâini. Dacă ți-ai luat viața în propriile mâini, scuzați-mă că se interpretează greșit. Ia-o și tu pe a ta în propriile mâini și du-te cu Dumnezeu. Deci, vom vorbi de asemenea cu, iar cu deci, bun de două ori. Progresăm matematică, învățăm profesor universitar Maria Voina, care este sociolog, care ne va explica de ce. Că nu mi-aduc aminte pe vremea mea, dacă mai țineți dumneavoastră minte, când eram noi mici, iar echipa de balet nu era deloc, slavă Domnului ce vrem. Când divorța cineva, se vorbea peste. Oh. Băi, ai auzit, da, aia. A divorțat, taci-mă din gură. Dar cine mai e acum divorțată? Corect. Doamne, iartă-mă. Acum și cu doi copii, exact. Bine zice domnul Dașoveanu, dar din experiența cui vorbești dumneata? Vom vorbi cu un cuplu de îndrăgostiți, Andreea Andrei și Ionel Tudor, care sunt împreună de 30 de ani, mâine cu mine, mulți înainte, aproape. S-au căsătorit acum 28, se știu, dar acum 29 și nu au mai divorțat. Deloc, așa cum observați că se întâmplă. Vom vorbi cu formația Provincialii, pe care i-am adus. Nu să vorbim despre divorțuri, că ei n-au nicio legătură. Ei sunt fericiți, căsătoriți. Sunt tineri, ce unii sunt proaspăt căsătoriți. Așa, și cu prietena mea, Briana Caragea, care divorțează. Fiți drăguți, dacă poate cineva să dea clămbițe ăștia afară de aici. Deci niște clămbițe. Nu. Este inadmisibil. Vă rog frumos, pauză publicitară, mă deranjează de la ureche. Deci... Ne-am încins. Stimați telespectatori, ne-am afundat într-o discuție din care eu n-am înțeles nimic. Pentru că eu v-am spus ceva mai devreme. Deci, că... 52% dintre cetățenii care se căsătoresc în București divorțează, ceea ce se pare că nu e așa, că statistica trebuie și interpretată, că nu putem să o luăm așa cuvânt cu cuvânt, cu vânt. Și atunci, domnul Cătălin Dancu a zis că ne luminește. Cam greu la un asemenea subiect. Cert este un lucru, pentru că se ia ca an de referință 2007, bun, anul cel mai acut, cu cel mai mare număr de divorți în România. Wow. Și ca o simplu exemplu, dacă din anul 2000 până în 2007 s-au înregistrat 335.000 de divorțuri, anul 2007 este anul de vârf, în sensul că într-un singur an numărul lor a egalat numărul tuturor divorțurilor în România între 2000 și 2006. Deci wow, anul de vârf. Dar ce an a fost, așa? Fraților? A fost un an teribil din punctul ăsta de vedere. De foc, a fost un an benefic pentru avocați. S-au câștigat, da, un bani frumos. Depinde acum cât de machiavelic e problema. Deci a fost anul cel mai trist din acest punct de vedere și
statistica de care și doamna profesor, cred că o să vă spun mai mult, are cu plusurile și minusurile niște explicații. Anul 2008, anul 2008, anul 2008 este un an, nu-l va egala, până acum situația este la nivelul mediu, deci este o revenire de atitudine în lumea din România. Într-adevăr, poate și firesc, numărul de divorțuri este mult mai mare în zona urbană, mult mai puțin în cea rurală. Multă lume se întreabă de ce Bucureștiul este ținta celor mai multe divorțuri. Explicațiile sunt extrem de simple, nu e nicio filozofie. Spuneam și într-o discuție anterioară că, spre deosebire de zona Covasna, Harghita, Târgu Mureș, sunt județele cu cele mai puține divorțuri din România. Bucureștiul, Timișul și Iașul sunt lidere în România, în zona asta, ocupă primele trei poziții. Ar trebui poate să existe o explicație, știu, de natura locului, a zonei, însă... Constanța, Marina, exact, Constanța, Tulcea, Galațiu, de zonele, da, în care aveți dreptate, nu e așa. Ia uite. Iar statistica la București este extrem de simplă de justificat. Foarte multe persoane din țară vin în căutarea unei ascensiuni profesionale pe plan social, lasă la urmă tot ceea ce înseamnă tradiție, valori locale, intră într-o zonă foarte cosmopolită în care țelul și singurul scop este ascensiunea profesională și nu ezită să renunțe la confortul a ceea ce înseamnă familia și respectul atunci când e vorba de ascensiunea sa, pentru că el consideră că, domnule, o căsătorie o mai pot relua, dar jobul și ascensiunea mea și cariera pentru care am venit aici, nu știu dacă mai întâlnesc cu ea. Deci, acest mod de a rupe cu trecutul, cu tradiționalismul, cu valorile locale, vezi Ardealul, unde lucrurile sunt mult mai limpezi și mult mai liniștite, se schimbă fundamental într-un sistem ca Bucureștiul. Deci, economicul, nevoia de viață mai bună, efectiv înlătură orice sentiment de valori morale, de protecție, pentru că, așa cum veți și vedea, la o anumită perioadă a existat divorțuri cu maxim 5 ani de mariaj, un an, 2, 3, 4, 5, după care a urmat o perioadă în care s-a divorțat și după un deceniu chiar și mai mult de viață între cei doi. Deci dacă domnul avocat v-a dat explicații sociologice, mie îmi rămâne să intru în partea juridică a lucrurilor. N-am corect, nu s-ați condus așa lucrările. Deci, am început și eu cu deci, după cum observați. Problema e așa, uneori juridicul, nu întotdeauna, uneori juridicul influențează realitatea. Și în România, după 1990, în materie de divorț, avem o legislație, avem două legislații în materie de divorț, una e după 1993, care a creat un cadru mult mai simplu de a divorța, în cazul în care cei doi parteneri ai cuplului sunt de acord că nu mai pot continua viața împreună. Și atunci se realizează divorțul prin consens, care se termină foarte repede, e foarte simplu, dar partenerii trebuie să îndeplinească niște condiții, să nu aibă copii minori și să fie căsătoriți de cel puțin un an, pentru a nu fi noi legiuitorul, să spunem așa, superficial în a aplica o lege. Dar eu vreau să... iertați-mă, vă rog că vă întrerup, cu cei care divorțează în primul an de mariaj. Se întâmplă asta, o nepotrivire, cum se spunea înainte, de caracter, dar care de fapt nu este o nepotrivire de caracter. A fost o pripeală, este o prea scurtă durată de cunoaștere a partenerilor, o nepotrivire sexuală, dacă vreți, dar nu numai asta, nu primează neapărat asta. Sunt nepotriviri privind mentalitățile, aspirațiile, normele, valorile. Vici ascunse. Nu, viciul apare mai târziu. Și dacă te trezești că de fapt nu e ține, credeai că e. Da. Și asta. Și poate n-are averea pe care sperai să o aibă. Exact, asta odată sau poate, cine știe, te trezești că pe stradă se uită și după băieți. Da, se întâmplă și cazuri din acestea. Deci, să nu vă supărați pe mine, dar vocația mea de sociolog și de profesor mă obligă să pun puțin și punctul pe ei. Deci în România, în ultimii 10-15 ani, deci după Revoluție, chiar aproape 20 de ani, da? În fiecare an, în medie, au divorțat sau s-au pronunțat prin hotărâre judecătorească, în medie 32-33 de mii de divorțuri anual. În 2007 s-au pronunțat 37 de mii de divorțuri. Deci diferența este semnificativă, din punct de vedere statistic, semnificativ mai mare.
și mult mai mare față de 2000, de la 2000 încoace, în special. Este o întâmplare sau? Nu este o întâmplare. Cum explicăm? Trebuie asociată această statistică pe care a explicat-o parțial și domnul avocat, trebuie asociată cu schimbările mai mari, mai largi, în care practic se plasează familia, instituția familială în lumea contemporană, peste tot în lume, dar și în România, ținând cont de tradiții, de modelul pe care noi l-am avut față de familie și copii. Noi am fost niște oameni, cum să vă spun, românul a fost un foarte bun familist. A avut propensiune pentru instituția familiei, pentru o familie bazată pe căsătoria legitimă. Dar acum avem 1000 de persoane care oficial au declarat că trăiesc în uniune consensuală, în concubinaj. Au declarat, eu vă spun că sunt 2.500.000, după, nu este o estimare a mea, este o estimare a unor institute de specialitate care nu au cum să măsoare exact, să meargă din om în om și să spună, doamne, trăiești în concubinat sau ce faci. Dar estimări pe cohorte de populație, deci avem un număr foarte mare de oameni care n-au legitimat relația lor de cuplu și bine au făcut. Să vă spun de ce. Pentru că timpurile din urmă, ultimele 2-3 decenii, ne arată că e mult mai bine întâi să-ți cunoști partenerul sub toate aspectele decât să faci ca acum 40 de ani, 50 de ani o căsătorie din dragoste la prima vedere, din faptul că părinții consideră că e o familie, vine partenerul respectiv dintr-o familie bună, corespunde din punct de vedere, din punctul de vedere al, eu știu, situației materiale sau are locuință sau nu are și așa mai departe. E mult mai bine să-l cunoști într-o relație de cuplu apropiată cu ceea ce numim de regulă familia bazată pe căsătoria legitimă, dar unde nu există actul acela, știți, care incumbă responsabilități, da. Și în special bărbații, îmi cer scuze, dânsii sunt acum statistic în minoritate aici în emisiune, dar dumneavoastră ați început cu un bărbat, să prezentați, nu-i nimic, fiecare cu afinitățile lui, așa. Chiar am avut mă iertați, eu predau sociologia cuplului și trebuie să fiu imparțială, dar în același timp și să sezizez nuanțele. Deci avem o schimbare a familiei. Lumea trăiește întâi într-o experiență premaritală și apoi poate apărea după un an, doi, trei, poate apărea ruptura. Aceea nu se numește divorț, pentru că el n-a fost precedat de o căsătorie legitimă. Da? Dar și acelea ar trebui studiate și de sociologi și fără îndoială juriștii ar trebui să ne pregătească niște propuneri sau niște legi foarte serioase, chiar și în direcția asta. Se încearcă ceva. Ideea e că divorțul a devenit un lucru firesc, nu mai e cum era acum mulți ani. Am citit nu de mult o carte foarte interesantă despre divorț, care începea așa: divorțul este un rău necesar în epoca contemporană. Absolut. O să vă șochez prin această afirmație. Pentru că este un rău necesar pentru că pune capăt în cele mai multe cazuri unor căsnicii nefericite, traumatizante pentru parteneri și pentru copiii rezultați din aceste căsătorii. Și în paranteză fie spus, în 2007 sunt 18.000 de copii minori care au rezultat din urma acestor divorțuri. Asta statistică să ne îngrijoreze. 18.000 de copii minori care trăiesc de regulă 90% din cauză cu mama. Avem familii monoparentale, materne. Familiile sunt mai multe pentru că rezultă nu numai din divorț, ci din decesul partenerului și așa mai departe. Deci acum vorbim de cele din divorț, 18.000 de copii numai într-un an care au rezultat din aceste divorțuri. Și din ei 5.000 trăiesc cu un singur părinte pentru că altul ori a plecat în țări străine la muncă, ori au rămas în grija bunicilor, ori pur și simplu sunt în subiectul permanent al asistenței sociale. Deci mii de copii sunt victimele acestui act divorț numit. Aș vrea o singură chestie. În calitate de părinte care și-a crescut mai mult copiii singură, deci Costi și Maxi, cunoști, i-am crescut singură pentru că așa a fost. Sincer, nu sunt nici traumatizat, să nu generalizăm, adică să facem o mare vai, e groaznic. Familia monoparentală este un lucru destul de aproape, din păcate, aproape normal în ziua de astăzi. Și poate funcționa. Nu trebuie să descurajăm oamenii să-i spune, vai, e groaznic. Nu, n-am spus că e groaznic. Doamne fește, nu vă contrazic, am vrut să adaug. O familie foarte bună, unde ați putut să asigurați lipsa partenerului. N-a fost ușor educațional, emoțional, afectiv, n-a fost ușor, dar material sau sub alte aspecte, da.
dar alte familii sunt și sub aspect material. În România avem drama, mă gândeam 2007, de ce am intrat în Europa și am divorțat mai mult? Oare vă s-a gândit cineva la chestia asta? Au plecat mai mulți afară deodată că s-a deschis granița? Și asta, este. Asta e o problemă tipic de a noastră, adică copiii care rămân fără părinți, practic, pentru că părinții pleacă în străinătate. Deci acolo nu divorțul e problema, ci situația care se creează pentru minori. Asta se întâmplă și s-a fără divorț. S-a vorbit aici de București și s-au dat explicații foarte pertinente. Dar știți unde sunt cele mai multe divorțuri, geografic vorbind? Din zonele în care s-a și plecat foarte mult. Vrancea, Buzău, Galați au cifrele cele mai mari ale ratei divorțialității. Ori acolo avem o populație cu un nivel de școlarizare mai scăzut, avem o populație care poate, cum să vă spun, își asumă mai greu responsabilitățile căsătoriei și au tratat căsătoria. Dom'le, am plecat în străinătate, nu mă interesează ce s-a întâmplat cu partenerul, am plecat pentru 3 luni, dar rămân pentru o viață acolo. Incredibil. Sau mă întorc cu altcineva. Incredibil. Într-o altă relație. Și, vedeți, ele se explică, nu neapărat că se justifică, se explică dacă privim în ansamblu statisticile astea. Deci, în România, ca să revenim la statistici, aproape una din 5 familii căsătorite divorțează. Pentru că anual, 2007, de pildă, dacă l-am luat aici ca reper, am avut 189.000 de căsătorii și aproape 37.000 de divorțuri. Deci să facem raportări concrete. Să nu uităm încă ceva. Multe dintre căsătoriile oficiate au avut loc între parteneri care veneau din alte mariaje. Da, și asta e adevărat. Eu asta, aici, ca să zic așa, deschiderea mea către nou se oprește. Păi asta e noutatea cu intrarea în Uniunea Europeană. Deci noi, în România, ca fenomen demografic, rata recăsătoririlor era foarte mică până în 90. După 90 s-a accelerat. Adică cine divorța, mai ales o femeie divorțată, destul de greu se recăsătorea. Acum există o altă atitudine față de căsătorie. Asta e moștenirea mentalităților comuniste, deci care nu se făcea, era un lucru rușinos. Care în afară, lucrul ăsta se întâmpla cu 40-50 de ani, unde era chiar rușinos, nu invitai la masă, la un dineu, o femeie divorțată. Așa. Doamne, era un tabu. Era acum familiile rescompuse, copii din căsătorii anterioare cu alți... Copilul tău și copilul meu. Și acum e ceva absolut normal, e un fenomen care se întâmplă peste tot și este absolut ok. Așa este. Acum întrebarea mea este, în cazul în care divorțul e traumatizant pentru parteneri sau pentru unul dintre parteneri, el, cum se mai recăsătorește? Se pare că femeia este mai traumatizată decât bărbatul, care simte mai puternic ruptura, dar se reface repede. O resimte pe moment, dar are capacitate de a se reface. În general, femeile din România au arătat niște studii sociologice că s-au adaptat bine la schimbare. Să știți, și la schimbarea socială puternică din țară, schimbarea politică, socială, mă rog, și la schimbările unor instituții fundamentale, cum este familia. Femeia are capacitatea asta de a se adapta, trebuie să găsească soluții, n-are ce să facă. Cum să vă spun, pe ea sunt marile responsabilități ale creșterii copiilor, chiar dacă are partener, cu atât mai mult când nu-l mai are sau hotărăște să renunțe la el. Da? Situația este în felul următor, că la noi în țară s-a schimbat foarte mult, și asta este pozitiv, mentalitatea despre ce reprezintă familia azi, decât să stai o viață cu un om de care nu te mai leagă nimic, nici aspirații, nici norme, nici valori, nici gânduri, nu mai ai comunicare, nu mai ai tandrețe, nu mai ai emoționalitatea aceea pe care ți-o dă fiorul dragostei și așa mai departe, și ai dimpotrivă nervi, frustrări, neînțelegeri, nu mai spun violență, maltratări și așa mai departe, atunci, domnule, acestui tip de familie trebuie să-i se pună capăt și să se deschidă șansa unei căsnicii fericite. Dar nu excludem și situații chiar fericite, ca cea din fața noastră, nu? Unde de ani de zile oamenii s-au iubit, se iubesc, duc un mariaj foarte frumos și lucrurile astea se pot explica. Dar nu vreau să monopolizez. Care ar fi secretul? Nu vreau să monopolizez, eu trebuie. Secretul este că dacă stăteam să mă gândesc la tot ce a spus doamna așa înainte de căsătorie, cred că nu mai mă căsătoream niciodată. De asta am zis eu, să nu zicem, iertați-mă, că e foarte serios. Căsătoria e un lucru foarte responsabil. De ce nu se pune problema mentalității femeii din ziua de azi? Femeia din ziua de azi e o femeie puternică. Ea nu mai are timp să vină acasă și
Mie plăcea, eram și noi tineri acum vreo 2 ani, să spun, în urmă. Da, nu? În care îmi plăcea să mă aștepte Andreea, nu știa să gătească. Cu mâncarea încălzită. Da, îmi făcea ceva acolo, nu știu, ceva frumos. Femeia din ziua de astăzi nu mai are timpul ăsta. Da, dar trebuie și bărbatul să nu mai tocmai, că eu zic că aici intervin neînțelegerile. Mă iertați, problema mamelor care și educă. Să aibă banul ei, băieți. Nu să conducă. Și cred că și aici sunt niște probleme de discutat. De acord cu mentalitatea bărbatului. Aici e secretul nostru, faptul că eu n-am pus niciodată pe prim plan, știu, un succes, o carieră profesională a mea personală. Dar ea a muncit totdeauna foarte mult. Ea a muncit în meseria pe care a făcut-o. Eu am trăit pentru Ionel, pentru Andrei, pentru carierele lor. Am fost omul din umbră, adică gâtul care învârte capul, ca să spun așa. Așa e. El e capul, dar îi las senzația asta că el e capul familiei. Eu i-am ghidonat așa. Deci mai păcălit, Andreea, însă, timp de 30 de ani te-o ajut. Unele femei ar considera asta un sacrificiu. Pentru mine n-a fost un sacrificiu. Apropo, eu cred că asta a fost menirea mea pe această lume. Să am grijă de ei doi. Și poate de-aia am rămas atât de mult timp împreună. Hai să presupunem însă, pentru o clipă, că Dumnezeu v-ar fi dat un ghinion. De exemplu, un talent extraordinar de violonist. Nu exista un alt violonist mai mare decât dumneavoastră. Și trebuia să plecați la Londra, la New York, la nu știu ce. Trebuie împinsă de treaba asta, pentru că Dumnezeu îți dă uneori câte un har, deci nu poți să-l duci. Așa este. Trebuie să umbli prin toată lumea în turneu, trebuie să vine acasă Ionel, nu găsește cina, se întreabă unde e nevasta. Corect. Exact. Pune mâna pe telefon. Dumnezeu nu mi-a dat acest har, mi-a dat harul de a fi soție și mamă. E și asta un har. Sigur că da, marele har. Le admir extraordinar, vorbeam cu o prietenă de-a mea, zic, Doamne, câte lucruri poți să faci tu? Și psihologie, și politică, și tot felul de chestii faci, e ocupat de dimineață până seara, zic, cum poți să le faci pe toate? Zic, te admir extraordinar. Și am spunea, ce, mă, Andreea, și eu te admir pe tine, că nici eu n-aș putea să fac ce faci tu. Corect. Deci, da, probabil că o fi și ăsta un har, acela de a fi soție, de a fi o mamă bună. Eu vreau să vă spun, eu n-am fost niciodată acasă de când asta mă nu știu. Înseamnă că, de fapt, nu fac nimic. Să știți că fac multe și chiar și profesional. Păi și pe acolo mai fac câte ceva așa, din când în când, printre picături. Mai știm. Dar eu n-am fost niciodată acasă. Aș vrea să subliniez exact lucrul ăsta, să nu facem în România, doamna psiholog, chiar să nu ajungem în România la greșeala care s-a făcut în Franța, în America, în alte țări occidentale, unde, neavând comunism, am avansat mult mai repede, unde la un moment dat se ajunseseră la ceea ce mi s-a părut o tâmpenie, rolul ăsta de femeie care a ales să fie acasă, care este minunat. Și la un moment dat era aproape desconsiderat, era, tu ce faci? Ce? Totul era pe carieră, trebuie să faci, da, trebuie să fii. Ca un handicap. Da, era ca, da, și dacă eu am ales să rămân acasă. Numai femeilor care și nu aveau serviciu, da? Să nu facem noi greșeala asta. Cu conotație așa, cum adică ești casnică? Da, exact. Da, conotația era, da, suna fericită de 30 de ani. Hai să o luăm și altfel. Și așa e frumos și trebuie să considerăm și să ținem minte. Eu zic că am avut noroc noi la cât de turbați suntem și eu și fiul meu. Și mai ceva, sunt casnică așa, că am 75% sunt casnică, 25% mai lucrez și eu, dar am avut norocul să pot lucra acasă. Exact. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să iau o scurtă pauză, cât de scurtă se poate, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat și aș vrea să întreb, în cazul în care o femeie este părăsită, să zicem, de bărbat, în cadrul căsniciei, el pleacă cu alta în Statele Unite, îi mai vine ei să se mărite? Mai are vreodată încredere în bărbați? 1, 2, 2, 8 și mă ascultăm. Au venit SMS-urile de la dumneavoastră. Mulțumim frumos pe această cale. Mulțumim frumos pe această cale. În prima întrebare pe care aș vrea să vă supun atenție este: a divorțat Mihaela Rădulescu? Deci de-aia ne-am adunat noi ca să stăm de vorba aici. Întrebați-o pe ea. Vă mulțumesc. Se poate pronunța desfacerea căsătoriei fără ca una dintre părți să se prezinte la vreo înfățișare? Da. Dacă e avocat, da. Minunat. Când o căsnicie este pe butuci, iertați-mi exprimarea, dar așa zice, așa zic. Când o căsnicie este pe butuci, butucii sunt în pat.
Acum, eu n-am de unde să știu. Unde sunt? În pat. În pat, adică noi să... Nu e adevărat. Comese nu e întotdeauna adevărat. Nepotrivire de caracter. Nepotrivire de caracter, exact. Ia uite, mă întreabă o domnișoar foarte drăguț. Ia. Rata divorțului a crescut pentru că s-au căsătorit înainte de a se cunoaște de ajuns de bine. Eu am o relație cu iubitul meu și vreau să-mi încep viața sexuală. Ce spui, Teo? Excelent! Am chipzuit mult în legătură e cu chestia asta. Da, era un banc pe care nu pot să-l spun pe post, dar măcar începutul pot. Era o dată, scufița roșie prin pădure. Și într-un copăcel stătea o păsărică care i-a spus, mărită-te sau te mănânc. Și atunci s-a dus acasă și i-a spus maică-zi, mami, trebuie să mărit pentru că trebuie să mănânc. Nu mai știu cum era. Da. Dacă un membru al familiei se află în străinătate și pornește divorțul aici și nu se prezintă la proces, se va divorța în lipsa părții respective? Da. Oh, aleo! Mai suntem împreună de 17 ani, nu suntem căsătoriți, avem un copil de un an, soțul meu vrea să facem acte, dar mie mi-e teamă, ne înțelegem de minune. Dacă după 17 ani n-ați făcut acte, eu zic să... Să rămână așa. N-am zis eu, domnul avocat a zis. Căsătoria presupune echilibru, măsură, respect, generozitate și iubire. Mai există așa ceva? Da. Totul mai cunoști și alții, să știți, și în situația noastră. Cunoscut, am cunoscut o profesoară de matematică și un fotbalist care s-au căsătorit acum 55 de ani, nu mai știu. Și care se iubesc atât de mult. Bine, ea este o delicată copușă, iar el a avut grijă toată viața lui de ea. A trăit pentru ea, ea a lucrat un pic și la televiziunea română, adică niște treburi. Și vedetă pe vremea aia, o frumoasă, blondă, și acum e splendid. Și când mă uitam cum se uită la ea, doar cum o privește, m-am îndrăgostit eu de sentimentul dintre ei. Vai, a fost înălțător și am întrebat-o care e șmecheria. Bineînțeles că am întrebat-o care e șmecheria. Și mi-a zis la televizor una alta ce... După care m-a luat deoparte și zice, șmecheria e toleranța. Te faci că nu vezi. Când nu e prea pe față, torci cap. Și încredere. Și încredere, bine. Când descoperi că a fost puțin înșelată încrederea, pui bazma pe ochi în jos. Nu mai vezi decât cu nasul. Da. Ne înjură cineva? Nu. Comentarii pe seama divorțului celebru mediatizat în zilele. Scrie ziare, noi nu ne pricepem, noi râdem aici. Da, iar considerațiile noastre sunt ale dumneavoastră și eu nu pot să le public, pentru că e urât. Credem că suntem ceea ce nu putem fi niciodată, cât de curând vom fi lipsiți de ceea ce am uitat să mai iubim, ce înseamnă sănătatea, dragostea sau tradiția. Ce? Există acte și taxe care trebuie plătite pentru divorț? Da. Sigur. Da. Adică cât costă un divorț? Nu e scump. Taxa este mică. Taxa de divorț. Problemele vin la partaj. Acolo e nenorocirea taxelor într-un divorț. Așa cum a spus doamna profesoară, faptul că după un an de zile putem printr-un simplu acord să ne înfățișăm în fața judecătorului să divorțăm, e o chestiune simplă, nu e nevoie de avocați aici, da? Din păcate. Așa, lucrurile merg foarte repede. Problemele apar când sunt copii și când sunt averele, când averea este destul de semnificativă și aici case, apar și noastră. Cine am adus eu, cu ce ai adus tu, cu ce mi-a dat mama, cu ce ți-a dat tata. Dacă există un sfânt acord prenupțial la Românica. Au început să le facă. Deci cu deja sunt niște. N-au trebuit de niște, da. Ca obligație. Nu întâmplător, și doamna profesor spunea că legislația trebuie să țină pasul cu vremea. Sigur. Și în momentul să facem și o reformă în domeniul ăsta, n-am mai discutat chestiunea cu cubinajului, că este necesar și trebuie instituționalizat ca în Franța, ca și în alte țări nordice, că trebuie să instituționalizăm și contractul prenupțial, ca să știm foarte bine fiecare ce aduce, ca să nu ajungem la acest tip de circ în care ne împărțim linguri. Dacă îmi pot permite, exact, deocamdată în România, articolul, nu mai știu care, al codului familiei, anulează automat orice contract prenupțial ai putea să scrii sau nu. Poți să te duci la 10 notari. Există acel articol al codului familiei care anulează absolut tot, pentru că el este lege astăzi în România. Și așa este. Mai e de făcut, o să abordăm mai încolo subiectul, dacă am un domn avocat lângă mine. Da, normal. Mi l-ai pus bine aici. În momentul în care ai casele înainte de căsătorie, terenurile, tot. Nu intră în discuția partajului. Nu mai bun de dobândit în timpul căsătoriei se împartă.
Deci mai din nu. Da. Numai ce frumos e altceva. Sunt liniștit. O căsătorie de... Pentru fibă. O căsătorie de 50 de ani, da? Da. În care ea a stat acasă, a crescut 4 copii, a făcut casa glanț. Totdeauna când a venit, ne simțit-o acasă. Mă scuzați, dar porniri de sufragetă, v-am spus, un trece. A găsit blidul de mâncare, că asta vrea. Seara când a dorit, s-a întâmplat ce a dorit. Și după aia el pleacă. Vine prenupțialul, ăsta prenupțialul, vine divorțul cu partaj. Păi, cu ce ai venit tu, iubito, ca să mă exprim așa, cu F. Iubito, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Exact. N-ai făcut nimic toată viața. Stai mă puțin, că copilașii n-au crescut punându-le apă la rădăcină. A trebuit să-i hrănească cineva, să-i îmbrace cineva, să pună cineva ceva în fața lor. Să te ca spele, să te calce, să cum te zice... spele, să te calce, da? Care mi-ai mâncat cei mai frumoși, da? Lați-mă, dar aceste expresii sunt pline de înțelepciune. Care mi-ai mâncat cei mai frumoși ani? Da. N-aș fi crezut vreodată. Mitocanule, care te-am ținut de cap când îți era rău. Da? Da? Da, o să ți se întoarcă. Da. Știi cum e. În cazul în care există o căsnicie de lungă durată, în care soția a fost casnică responsabilă și a avut grijă de toți, cu tot ce se întâmpla în casă, ea capătă ceva? Da. Experiență. Legea nu este chiar atât de proastă cum cred unii. A avut în vedere și această situație în care femeia nu face altceva decât să crească copii, să fie casnică. Exact. Nu era o rușine. Chiar din potrivă. De altfel, trebuie să știți că multe din ideile, hai să spunem, comuniste ale dreptului familiei, astăzi au importanță. Pentru că, iată, această protecție a mamei care și-a crescut copiii ani de zile și n-a stat să facă, da, știu, aveli, exact, vis-a-vis, se regăsesc în dreptul pe care judecătorul îl are de a statua funcție de această durată, de rolul, importanța și numărul copiilor, a unei cote pe care o asigură soției, întrucât legiuitorii și Tribunalul Suprem din perioada anterioară au statuat-o ca o contribuție indirectă pe care a adus-o la stabilitatea căminului și căsniciei. Deci nu rămân nici pe departe neprotejate. Stimați spectatori, vorbeam ceva mai devreme despre faptul că Andrei nu a stat acasă și a crescut copii și cam atât, ci l-a ajutat pe soțul ei să fie ce este astăzi. Știți, dumneavoastră știți foarte bine, eu pun foarte, foarte mare bază pe text. Nu știu câte melodii nu știu pe din afară, datorită textului. Am un fix cu chestia asta. Știu și Beatles. Nu și... se mai poartă, Teo. Textul nu se mai poartă. Este ceva așa... Mie nu mi se pare. Da. Textul adaugă strălucire și profunzime. Corect, și poate să fie melodia oricât de grozavă. Dacă textul e bâlbuit, încurcat și așa, nu ține minte nimeni. Lucru pentru care am chemat pe provinciali la emisiunea noastră, ca să interpreteze o frumoasă melodie, scrisă de familia acei de față, dar nu putem să vorbim cu ei, că n-avem ce să... Doar la căsnicii fericite, oameni mulțumiți, care ne-au căsătorit de două luni. Deci ce să vorbesc eu cu e el? E sita nouă, n-ai ce vorbi acum. Sita nouă, n-are ce cerne. Mai lăsăm un pic. Da, mai, vă mai chem peste 45 ani, vă vedem provinciali. Și eu sunt tu, și tu ești eu. Prima clipă, primul ceas, te ating, te simt că ești toată lumea și eu sunt al tău. E ceva, e un zbor în noi, în care ne
Da. Eu am zâmbit ca pleampa toată melodia, pentru că acești cetățeni nu sunt sănătoși la cap. Deci eu i-am invitat în emisiune, dar ei nu sunt bine deloc. Cred că și-au luat medicația înainte. Am râs cu ăștia odată, era să pățim necazul. Aveau la vremea respectivă o obsesie. Ce faci sâmbătă, stai eu cu mine la o cântare. Și eu să mă țineți minte? Demenților. N-am putut să vorbim nimic toată emisiunea. Dar cu toți invitații. Ce faci sâmbătă, te iau la o cântare? Ce faci sâmbătă? Așa era, eu nu-ți tot mai timp. Cânta Andrei Antonescu, presupunem. Și cum e ea mai sensibilă, mai... Asta n-ai nicio treabă, zice. Nu, știi ce e frumos acum? Prin emisiunea ta, invitându-ne pe noi aici, toată lumea o să știe că formația provinciale cântă la divorțuri. Și până acum evenimentul de genul ăsta n-am avut. Foarte bun, bravo, Ionuț. Lasă-mă că le facem cu dar ceva frumos. S-a și scris o piesă de teatru și pe mine. Care subiectul este ăsta. La 3 ani, la divorț, se dă o petrecere foarte mare. Exact, asta am propus recent, vorbind despre subiectul divorț. De ce există petreceri de căsătorie, de botez? De există tot chiar și parastaz, scuzați-mă, dar la parastaz puțină și... nu mai plânge. Stai că trage și parastaz. Eu vreau petrecere de divorț. Foarte bun. Foarte bun. Excepțional. Deci... pentru că, băieți, ce faceți? Așa o să fie. Cine a cântat la tine la divorț? La mine au fost provinciali, super. N-am mai mers nimic după aia. Aș vrea să întreb pe Andrei, care este textul favorit al domniei sale, scris de domnia sa? Am câteva texte care îmi plac mai mult, nu spun că n-am scris și multe prostii, dar unul care îmi place se numește Te chem, îl interpreta Sanda Ladoși și muzica aparținea lui Dan Iagnuv. Dar de ce anumite texte vă plac mai mult decât altele? Eu stau și mă gândesc din punctul de vedere al textierului, care duce o greutate foarte mare pe umeri, în ciuda... Andreea, stai puțin, scuză-mă că ți-a duce aminte ceva din textul care l-ai scris pentru Ștefan Iordache? Da, și uite, alte texte care îmi plac foarte mult sunt cele de pe ultimul CD al lui Ștefan Iordache. Ce rău, îmi pare că nu l-am nici acasă, că așa fac eu. Apar CD-urile și eu nici măcar nu le primesc sau nu le cumpăr, le uit. Și este acolo, nu-l mai țiu minte, că eu mi-uit textele, că am scris și foarte multe și nu pot să le țin minte pe toate, dar este unul așa de căpătâi, am zis, și nu știu cum s-a potrivit, că e bun așa, știi, când nu mai e omul să îl scrie pe cruce. Era așa un fel de crez artistic și suna ceva de genul la refren, sting lumina, trag oblonul, închid ușa și, nu, închid ușa, sting lumina, trag oblonul și încui, magazinul meu de vise nu mai vinde nimănui. Cam așa era. Plec cu gândul nu știu unde, nu știu încă în apus sau în orient, tu iubire, află astăzi că ai fost ultimul client. Și așa se numea magazinul meu de vise acest, și tot textul dacă îl iei este practic crezul unui artist. Nu știu cum s-a potrivit și acum chiar că m-am emoționat când mi-aduc aminte. Și să revenim la unul din textele mele preferate, multe din textele mele preferate le-am scris cu Dan Iagnuv, așa s-a nimerit. Nu cu Ionel, nu cu Andrei. Dar faptul că scrieți, în momentul în care vă apucați de un text, da, trebuie să aveți o anumită stare, presupun, nu merge așa. Mă încerc să mă pun într-o situație, dar trebuie să-mi spună și melodia ceva, că dacă e o melodie care nu-mi spune nimic, textul va ieși prostul și atunci mai bine refuz. Dacă îmi vin piese foarte dansante, foarte de discotecă, cum se poartă acum, nu sunt pe sufletul meu și atunci spun, zic, mai nu, adresează-te altcuiva că nu-i genul meu, nu e pe sufletul meu și nu pot să-l scriu. În schimb, balade scriu cu mare plăcere. Piese lente. Frumos. Da. De ne place nouă de ele. De ne place nouă de ele, că noi, da. Eu când aud de Eminem ăla, în sfârșit, sunt tot respectul. Dar cel mai rău și cel mai rău... Nebunesc de prodigi, mor de ei. Nu înțeleg nimic de ei. Când audă prodigi, uitați-vă cum mi se ridică practic părul în vârful capului. Și ei au două cornițe aici. Pauză, exact, ca să nu mă enervez de sunt. Foarte greu la mine cu mesajele, pentru că sunt îmbârligate, încârligate. Unul e jumătate de la cineva, altă jumătate de la cineva. Eu încerc să mă orientez după numărul de telefon. Așa, apropo, cetățenilor care mă înjură, am să le dau câteva sfaturi. Odată că am numărul de telefon, deci pot să-i spun să-i înjur și eu pe ei, lucruri pe care în general îl și fac. Și încercați să despărțiți în silabe, adică firai, înțelegi ce zic? Adică nu merge așa, firai, că nu sunt...
Ei scriu așa cum și vorbesc. Da, de ce nu se vorbește despre faptul că divorțul e păcat condamnat pe Biblie? Toată lumea mă întreabă. Pentru că Biserica Ortodoxă se permite chiar 3 căsătorii în biserică. Deci nu știu cine a scris, dar nu era ortodox. Sau nu e la curent cu regulile. Bun. De fapt, un singur amendament vreau să fac. Problema asta pe care o discutăm noi cu divorțul și cu creșterea asta a ratelor de divorț arată că în realitate românii nu prea sunt atât de credincioși și atât de prea cucernici față de frica în fața lui Dumnezeu. Numărul celor care năpădesc în biserici și fac jurăminte de credință în fața altarului, sărutând Evanghelia, sărutând crucea și spunând da, arată că o țin în virtutea unui act religios sau un ritual, dar sub aspectul credinței eu sunt din ce în ce mai... Da. Și al asumării a ceea ce se spune acolo în așa biserică, că îți spune niște lucruri de ți se ridică părul exact, în cap. Exact. Abia în clipa aia te sperii, deci cei care că te gândești scriu, la ce te bagi. Cei care tu ai fost scriu, măritat în biserică? N-am fost măritat în biserică, dar am plâns de manjelic când s-a măritat prietena mea. Nu mânca, tăticu. Eu m-am dus la biserică de mi-am pus pirostriile pe cap. Deci ți se ridică părul ca la prodigi. Înțelegi? Deci nu-ți mai trebuia doar. Nu m-am dus la Dumnezeu cu unul. Și am zis, Doamne, vezi tu pe prostul ăsta, ăsta e prostul meu. La bine 10, și la rău, până moartea vă va despărți. N-a fost așa, da, a doua oară, nu mă mai zic, să zic, doamne, practic, e ăsta cu... Cam bancul ăla. Da, da, știi? Da, nu mai e. Minunat banc. Un om în Statele Unite ale Americii nu putea să parcheze. Era disperat în New York, îl aștepta afacerea vieții lui. Milioane de parai, vedea pe fața ochilor și se duceau pentru că nu găsea loc de parcare. Și începe să se roage. Doamne, te rog din suflet, Doamne, eliberează și mie un loc de parcare, că jur pe viața mea că mă duc la biserică și te pun 5.000 de dolari. Nimic. Doamne, te rog frumos, moracii de inimă. 10.000 să mă răcea pe casă. 10.000. Nimic. Și ajunge omul, cet încet, ca să vi-l fac scurt, 2 milioane, Doamne, 2 milioane, eliberează locul de parcare, Doamne, că pleacă ăla. Se eliberează un loc de parcare la care omul nostru scoate capul pe geam. Doamne, stai liniștit că s-a rezolvat, gata. Deci ăștia sunt, ce să mai zicem? Deci el e lui Dumnezeu dragoste. Doamne, dă-mi, Doamne, dragoste, dă-mi Dumnezeu dragoste. Dar nici știi că a rezolvat singură, las. Dar dacă îmi permiteți, s-a vorbit aici despre dimensiunea religioasă a fenomenului. Da. Există foarte puternică diferență între persoanele ortodoxe și cele catolice, între cele ortodoxe și între cele creștine în general și de alte apartenențe religioase. Nu putem să intrăm, nu ne permite timpul să intrăm în amănunte. Vreau să vă spun că Biserica Ortodoxă permite, cum s-a spus aici, căsătoria religioasă de mai multe ori, numai că nu încurajează divorțul, nu. Și face pentru fiecare pereche aflată în situația asta, înaintea unei noi căsătorii religioase, exact, face o slujbă de deslegare. Cine și se duce, apropo? Câți divorțați cunoaștem care s-au dus la o slujbă de deslegare? La tribunal mergem cu toții, că trebuie. Așa trebuie. Dar există. Există o slujbă, absolut, te poți duce. Nu, e bine să dar știm cine asta. S-a dus? Tu te-ai dus? Nu, eu dar și eu ca și tine. Odată m-am dus în fața lui Doamne, Doamne, cu al meu prost, care e săracul și tatăl copilor. Apropo, Costi și Max ne mutăm în Ardeal, da? Deci înțeleg acolo de divorțul. Mai... Păi divorțul mai puține, oameni mai, din ce am înțeles, din statistici. Târgu Mureș? Da. Perfect, că facem, noi facem naveta la Târgu Mureș. Mergem la Târgu Mureș, mai, dacă în București e așa de groaznic. Dar tu cum ai avut curajul să te măriți din nou? Domnul avocat, considerați-vă angajat din momentul ăsta să vorbiți în numele meu, pentru că nu mă mai simt în stare. Tu când ai divorțat de un anumit cetățean, îl mai iubeai? De care vorbim acum? Oricare. Deci oricum au fost situații total diferite. Primul era tatăl copilor, erau niște copii la mijloc, era cu altceva. Îl iubeai? Era România, îl iubeam, am avut multe în comun și nu numai copii, am dezvoltat o firmă împreună. Și n-ai nebunit? N-am înnebunit pentru că a fost un proces încet, procesul, vorbesc, interior de dizolvarea cuplului, de dizolvarea vieții comune. A intervenit și revoluția aici, eu am vrut din ce în ce să vin în România, a fost cu totul altceva, s-a întâmplat încet. Da, sigur. Deci e altă situație cu totul. Iar cu al doilea soț n-am despărțit în mod amiabil.
Cum a fost ceea nu înțeleg asta cu amiabil, și n-am fost niciodată bun. Prietenă cu unul, nu ne-am despărțit atunci, nu ne-am trezit dimineața, gata, știi ceva, de dragul tău divorțez, dar au fost niște momente dificile, tensionate, nu ne-am înțeles deloc. Era și o perioadă, un context între care a făcut să nu fie de bine. Dar e și o perioadă foarte ușoară, pentru că totuși tu ești cine ești. Dar și am și mentalitatea asta tâmpită de copil. Eu vreau să am încredere în oameni. Nu vreau să fiu nici acrită, nici amară. Am și eu problema asta cu acritul, că eu mă acresc. Nu e adevărat, nu pot să cred. Vă rog, dați SMS-ul. Nu te acrește, te gândește. Nu te acreștași de mură, că știu eu mai bine. Observați că nu se produce dintr-o dată. Este o procesualitate, disoluția familiei. Nu e adevărat. Da, pare rău să vă spun. Se întâmplă de pac. Nu, da. Este se întâmplă odată să cristalizezi opinia despre... Cristalizează ăla și pleacă. Tu n-ai cristalizat nimic, pe tine te lasă clândită. Care pleacă după chibrite și nu mai vine deloc. Niciodată? Deci, a plecat și dus. Țineți minte când erau pe vremuri tigările Cișmigiu? Asta nu înseamnă că n-a gândit înainte și nu s-a comportat. El da, dar tu nu și rămâi proastă în drum. A, bun. Eu, adică pentru femeia. Nu mă, eu, că eu am rămas în drum acum. Femeile din ziua de azi nu mai rămân așa de soțul unei prietene a plecat să-și cumpere țigări. Nu mai există în ziua de azi. Da, nici soțul, că nu s-a mai întors niciodată. Se întâmplă și păi așa. Păi nu, dar e că l-aștepți cu țigările. 20 de ani? Cunosc un caz, a plecat după pâine, n-a venit nici în ziua de azi. Despre asta este vorba. Asta vi se pare procesualitatea, gradualitatea, coconalitatea. A plecat după țigări, n-a mai venit. Statistica e nebunul care nu e în stare după, să... După ce a stabilit relația, a plecat după un timp. După 10 păi ani? Păi da, ea n-a avea păi de unde da, bine după 10 timp ani? În care el a măcinat plecat ideea asta, așa. La și tata, dar ne fie în stare, dar avea o discuție sau de a-și exprima niște... Mai sunt oameni, bărbați, îmi pare rău. Avem doi și încă mulți. Dar și femeile au plecat după pâine, nu s-a sunt mai câteva. Întors. Mai rău da, am zis eu cu urechile mele. Mai a plecat, a zis la revedere și a plecat în Italia, s-a măritat. Adică deci relația fericită se construiește în timp, iar cealaltă se deconstruiește, în mod normal, se demolează. Da, dar sunt unii în care... Sunt unii este care. Un factor demonstrat din majoritatea, și asta eu îi spun de majoritatea cuplurilor. Nu știu dacă o să fiți de acord cu mine. Omul care dispare după... țigări, chibrite, da. Cum ai spus. Cașcaval. Nu știu, asta mi se pare o lașitate, pentru că desigur el undeva el o avea în mine. Da, să nu discuți cu partenerul tău de viață, să nu discuți cu omul cu care ai împărțit atâta lucruri, atâția ani, este culmea lașității. Deci. Lașule. Zii și tu nașule. Lasă. Nașule. Lasă de la tine. Nașe. Bun, ne întoarcem puțin către SMS-ul, că sunt cu ghiotura. Rămăsesem la, da, deci... Rămăsesem la faptul că Biblia condamnă, nu condamnă, auzi. Suntem împreună de 22 de ani, ne spune cineva foarte drăguț. Avem un business împreună, deci suntem 24 de ore din 24 amândoi. E greu, dar totodată foarte ușor. Uneori îmi vine să-i lipesc ceva pe gură să mai tacă. Dar fără el viața nu are sens. Ne iubim cu pasiune ca acum 22 de ani, Marga din Bistrița. Ne deci ilumina ziua. Deci se poate. Am zis că mă mut în Ardeal. Bravo! Da, limpede. Uite, Bistrița, voilà. Sunt de acord cu faptul că trebuie să uiți de cel care te lasă, dar trebuie să știi că în suflet rămâne regretul că tu nu ai ales ce trebuie. Pam, pam! Știi vreodată cine te asigură că e ceea ce trebuie sau că nu e ceea ce ai avut nevoie tu? Exact. Viața nu-ți dă nicio... și nu există asigurare pe... Garanție. Da, viața nu-ți dă garanții, nu există asigurare pe căsătorie. Nu spune ok, nimeni nu aparține nimănui. Sigur. Dacă vrea să plece ea, dacă vrea să plece el... Nu trebuie să ai regrete, doamna frumoasă care a zis asta, ar trebui să ai, să știi, să tocmai, să nu ai remușcări, știi? Să digeri. S-a întâmplat, poți să greșești sau nu, poți să ai încredere în cineva care nu ți era potrivit, trebuie să știi să digeri, trebuie să știi tu cu tine, cu persoana ta, să treci, ca să poți să fii pregătită pentru ce are viața pentru tine. Viața e frumoasă. Da? Să-i merge mai departe. Da, zice fata care e în plin divorț. Îți spune fata. Crede la tanti aici. Ești foarte tare. Nu știu cum să zic. Ești foarte tare. Eu dacă eram în plin divorț... Nu, sunt foarte nervoasă. Crede-mă că sunt un pachet de nervi, de fapt. Dar viața este frumoasă și merită trăită. Dar poți să-mi spui de data asta de ce s-a întâmplat? Dacă nu poți să-mi spui, te înțeleg foarte bine. Pot să spun și n-am nicio treabă. Deși se va victimiza încă o dată mai departe omul, pentru că acum a găsit o strategie foarte frumoasă, se victimizează pentru că eu mint pe post și îl fac de urât.
eu căsătorie de interes, asta e, am fost fraieră. N-ai știut. Ok, recunosc, oameni buni, sunt o fraieră, se întâmplă. Dacă mi s-a întâmplat mie, se poate întâmpla multora, oricui. Se porta foarte frumos, a venit la tine în emisiune. Da, da, știm. Da. Foarte frumos și foarte și noi drăguț. V-am așezat în birou. Mi-a plăcut. Da. Da. Și asta vreau să zic, țin minte că mi-ai spus tu după emisiune și cu Teo ne știm de ani de zile. Și Teo mi-a zis, vai ce bărbat minunat este. Deci, așa părea? Da, absolut. Atât, vreau să te întreb eu ceva și după aia ta. Este adevărat că vrea să păstreze numele tău? Este adevărat, asta este adevărat, așa scrie pe cererea lui de divorț. Păi n-ar trebui să fie invers? Bine, numele meu chiar îmi place, știi, și la el, întâmplător, așa de amărat. Decât să mă cheme Georgescu, mai bine mă cheamă Caragea. Înțelegi? N-ai și tu puțină coloană să te cheme Georgescu în continuare? Că ce, ți-e rușine cu ai tăi? Păi, dar cu prințesa, înțelegi, eu am fost cu prințesa, scrie pe Volentin. Înțelegi ce zic? Bet. Apa ta la bac a fost cu prințesa la orice ori. Lașule! Va, nașule! Nașule! Domnul Ionuț, scuzați-mă, vă rog, vă deranjăm? Aveți un program sâmbătă seara ceva? Sâmbătă seara, da, din fericire pentru noi. Ce interpretați la sfârșit de... Avem o melodie foarte frumoasă și foarte nouă, e în premieră pentru tine. Dă bine cu divorțul, se numește Loving You. Acum s-a nimerit, mai credem, înțelegem. Da, ne-am și gândit. A fost o prostie, dar noi ne-am gândit, de fapt, ca să înțelegi, că voi, cu familia fericită din cauza asta, tocmai din cauza asta. Am avut un mariaj foarte frumos și ducem căsnicia în continuare, în 2006. Familia Tudor ne-a scris aproape de cer așa frumos și am luat și un premiu, premiu întâi la mama. Înțelegi? Deci, și acum cu Loving You, cu Edi Cârcotă, poate facem un alt mariaj. Domnul Cârcotă știe, și dânsul. Păi, mai citim câteva mesaje. Așa, informative, frumoase de tot. Am fost plecată în Italia, 4 ani. Iar când m-am întors, soțul meu era împreună cu cea mai bună prietena a mea. Adică mă înșela. Am înțeles doamne din prima. Adică nu mi-închipui că era cu ea, semnând că jucau tabinet. Da, într-adevăr, cică copiilor le e greu. Oricum am privit lucrurile. E adevărat. Semnează o divorțată care a mai avut mai odată greu curajul să se căsătorească. În mijlocul unui cuplu care se ceartă zilnic și într-o casă în care sunt nervi și sunt tensiuni. Oh, da. Ideea e că toată lumea divorțează la un moment dat, cu sau fără acte. Durerea este fix aceeași. Așa nu te ține actul să suferi mai puțin. Nu te îndeamnă actul să suferi mai mult. Până la urmă, dacă se rupe ceva, simți, ai sentimentul ăla de pierdere, de păcăleală, de trecere de timp, de peste care să la un moment dat trebuie să treci, că nu suntem făcuți din mămăligă, stima asta, respectatul. Adică, da. Vrei să-ți mai trag una pe final de emisiune? Ce? În venele mele curge zeamă de varză? Oh my God! Stai numai un pic să vă mai spun una. Oamenii de 3 lei pentru tănțelul sunt rabadale de oameni. Da, corect. Deci, ca să zic. Mâine vom vorbi despre o temă foarte dulcică inimii noastre. Vom vorbi despre cum trece peste anul în timpul rece. Iar noi, pentru că suntem complet retardați, am intitulat tema De la oliță la grădiniță. Ca să știm... E frumos! Deci vom vorbi despre mame cu copii în brațe, cum face să nu răcească plodul. Cine vine la noi? Cine vine la noi cu copilul prima dată? Zi tu! Ana Maria... Cum îl cheamă, mă? Reghe Camp acum, nu mai e Prodan. Lasă-mă, zici și tu Prodan. Ana Maria Prodan, Reghe Camp. Mai punem. Așa, vine Daran Albaru, dacă avem noroc că o întâlnim și pe Sofia, dacă nu doarme. Dacă ne pliem pe program, dacă nu, nu. Despre asta este vorba mâine, cât despre astăzi, stimați telespectatori, provincialii sunt pe scenă. Le mulțumim foarte mult pentru că au venit, mulțumim tuturor invitațiilor și ne vedem mâine la 4:30 după noapte.